O bombă ciclonică străbate California, aducând vânt violent și ploi torențiale. Viteza vântului a atins 120 de km pe oră. Rafalele au smuls acoperișuri și au dezrădăcinat copaci. Autoritățile californiene au închis 10 de șosele. Din cauza furtunii extrem de violente, pe porțiuni întinse, a fost întreruptă alimentarea cu electricitate. Plouă torențial și în mai multe orașe, este criză de saci de nisip. Meteorologii avertizează că este posibil ca greul de-abia să înceapă. Motiv pentru care guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență.